30 de proiecte, 10 de studenți, premii atractive și o pasiune comună pentru multimedia. Acestea au fost principalele atribute ale Interactive Digital Media Student Contest, desfășurat în sala polivalentă a bibliotecii UPT. Ajuns la cea de-a doua ediție, Interactive Digital Media Contest a reunit studenți din mai multe universități timișorene, care s-au bătut în creativitate și iscusință în cadrul celor patru secțiuni ale competiției, dezvoltare web, dezvoltare pentru dispozitive mobile, producție audio-video și design grafic. Studenții au avut ocazia să își prezinte cele mai interesante proiecte, dar și să interacționeze direct cu reprezentanți ai mediului economic, posibili angajatori ai participanților. Interactive Digital Media Student Contest, în traducere liberă, să zicem, concursul de media digitală interactivă pentru studenții absolvenți la nivel licență, nivel master, doctorat. Practic, este un concurs deschis tuturor studenților cu preocupări în acest domeniu de la orice universitate din țară. N-am pus niciun fel de restricție. Ne bucurăm că anul ăsta am avut, practic, reprezentanți de la Universitatea Politehnică, de la mai multe specializări, de la Universitatea de Vest și de la Universitatea Tibiscus. Proiectele au fost destul de interesante în marea lor majoritate. Am avut ceva mai puține echipe decât în anii trecuți, dar ca număr de proiecte au fost mai multe. Practic am avut 32 de proiecte din care am avut de jurizat la cele patru secțiuni, am dat premii pe secțiune, am dat două premii speciale și am dat marele premiu. Eu sper că este benefică pentru că jurul fiind format din, în Principal din reprezentanța ai firmelor au putut să vadă exact de ce este o firmă interesată. Este interesată nu numai de partea tehnică ca mod de realizare, ci de modul în care proiectul este gândit în ansamblul său, de la idee și până la punerea în practică și transformarea lui într-o afacere. Tinerii s-au prezentat cu o serie de proiecte, atât originale, cât și cu posibil impact în comunitatea locală și națională de la platforme web pentru știri până la aplicații destinate călătorilor sau videoclipuri artistice. Lucrările studenților au impresionat membrii juriului și au fost premiate pe măsură. Am câștigat marele premiu în cadrul concursului de MSC 2015 cu aplicația Caleva Play, o aplicație video făcută în parteneriat cu Universitatea din Oulu, în cadrul Demola Project și Centrul Multimedia din Timișoara. Aplicația constă într-o platformă video care să ajute ziarul și compania multimedia din Oulu să și promoveze partea de conținut video. A fost o experiență de trei luni jumătate, o experiență internațională cu o echipă de patru oameni sub îndrumarea cadrelor didactice din Centrul Multimedia în colaborare cu cadrele didactice din Oulu. A fost o experiență foarte plăcută și productivă. Am reușit să câștigăm acolo cu aceeași aplicație și s-a dovedit că ceea ce am venit, ideile cu care am venit noi, noi se pot plia pe ceea ce se cere în momentul de față. Am devenit mai cunoscuți pe, pe Plan profesional, ne-a facilitat uh, contactul direct cu angajatorii. A fost o experiență internațională care uh, a deschis noi oportunități și ne-a dat noi modalități de lucru. Am câștigat uh, premiul special cu aplicația CTRTM, împreună cu cei patru colegi cu care am lucrat la acest proiect. TM este o aplicație în care ne sunt prezentate toate monumentele din Timișoara pe hartă sub formă de listă și cu realitate augmentată filmând cu, ca cu ajutorul camerei reușind să descoperim monumentele din Timișoara. Am câștigat uh, premiul pentru secțiunea graphic design. M-am prezentat cu mai multe lucrări de uh, design logo, uh, o lucrare de interfață pentru o aplicație de îmbrăcăminte. Uh, și mai o lucrare pentru uh, cărți de vizită. A fost o experiență interesantă, mi-a uh, plăcut uh, atât de juriu cât uh, și de ceilalți participanți. Uh, toți au avut lucrări uh, interesante. Cu uh, la dezvoltare pe mobil am văzut uh, multă interactivitate cu. Uh, un fel de roboțel sau nu știu ce era acela, dar a fost interactiv și mi-a plăcut mult. Mai am terminat masterul multimedia, tehnologii multimedia de la Universitatea Politehnică din Timișoara din cadrul Facultății de Electronică și Telecomunicații. Cred că mă vor ajuta să mă dezvolt, adică la început mi-a fost frică, am fost speriată, la a doua competiție a fost din ce în ce mai bine, acum încă mai am emoții, dar e mai bine. Da, sigur că da, sunt foarte mulțumită. Câștigat premiul întâi la secțiunea de producție audio-video. Este vorba de un video realizat în VideoScribe, de fapt un trailer referitor la o aplicație dezvoltată de noi la un hackathon. Sunt proaspăt absolventă. În cadrul masterului de tehnologie multimedia, a fost o experiență destul de reușită. Este primul an când particip și mă bucur că am avut ocazia de, de a vedea atât de multe aplicații și de a cunoaște și chiar a stabili relații cu, cu alte persoane, cu alți candidați. Câștigătorii s-au ales cu tablete și telefoane mobile de ultimă generație, căști, monitoare sau alte dispozitive oferite de partenerii evenimentului. Avitec, Eta 2U, Lasting Software, Movidius, Oce Software România, Safe Fleet și Saguaro Technology. Ideea a pornit cu ceva mai mulți ani în urmă, atunci când am constatat că de multe ori la examenele de finalizare de studii, studenții nu apucă să-și prezinte în detaliu partea aplicativă și de multe ori mai constatăm că cei care au o parte aplicativă substanțială nu mai acordă timpul suficient pentru a finaliza lucrarea din punct de vedere teoretic la nivelul solicitat, așa că până la urmă poate să apară o nemulțumire din partea tuturor, în sensul că unii cu o parte tehnică bună, dar fără să aibă niciun fel de aplicație, pot să ia niște note mari și ne mulțumesc pe cei care au lucrat din punct de vedere aplicativ foarte mult, iar ceilalți din potrivă. Am încercat să dăm o șansă, de fapt, acelor studenți și acelor echipe care realizează, practic, proiecte cu finalizare, cu finalitate practică și care pot fi, practic, puse la dispoziția celor din economie să le utilizeze și, până la urmă, să vadă și cum se pune problema. Unii dintre ei au avut deja oferte de angajare, nu toți le-au acceptat, după câte știu, dar asta este altă poveste. Interactive Digital Media Student Contest este un produs al Centrului de Cercetări Multimedia din cadrul Universității Politehnica din Timișoara. Înființat în 1996, Centrul de Cercetări Multimedia desfășoară activități de cercetare și inovare în domeniul tehnologiilor informaționale și susține specializările educaționale. Tehnologii multimedia la nivel de licență și tehnologii, sisteme și aplicații pentru e-activități la nivel de master.